Victorie incontestabilă pentru Corvinul Hunedoara la Oradea, acolo unde și-a bătut adversarul pe Progresul Pecica cu scorul de 6-0. Astfel, Corvinul s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României după 35 de ani, fapt ce înseamnă că anul viitor, în prima săptămână a lunii aprilie, Corvinul se va întâlni pe teren cu CFR Cluj. Per total, pentru tot anul, băieții sunt de apreciat pe un astfel de teren să aibă prestația asta, să marcheze de 6 ori, plus alte ocazii pe care le-am ratat, dar sunt de apreciat pe un astfel de teren, chiar nu mai ai ce să spui în condițiile acestea. Felicit și echipa din Pecica, au avut un joc, au propus un joc plăcut, nu s-au apărat cu două linii, cum spunem noi, la fotbal, au încercat să joace și ei un fotbal plăcut, dar echipa mai bună cred că s-a văzut azi. A fost un teren foarte greu, ai văzut și tu, cu un început bun, dar nu am așteptat și puțin adversarul și terenul, cum ți-am zis, a fost puțin dificil, dar după am reușit să înscriem foarte repede, în minutul 30 la 3-0, ceva de gen. Au avut și ei acea ocazie, dacă țin minte, din corner, dar Blaga a apărat-o foarte bine. Despre mine, am reușit un hat-trick, mă bucur că am ajutat. De când ai mai dat 3 goluri într-un meci? Nu știu dacă am dat, nici la Liga 3. Acum, într-un amical m-am dat, dar în meci oficial mă bucur că a fost și la televizat și suporterii au fost alături de noi, au fost foarte mulți și le mulțumim pe această cale. La un astfel de rezultat, nu ne-am fi dorit. Din păcate, asta este realitatea. Participarea noastră în cupă a fost o experiență din care sper că toți am învățat, pentru că am avut de învățat. Am avut ocazia de a vedea diferența de valoare și calitate în funcție de eșalon. Sigur că ne pare rău, pentru că noi am încercat să facem o figură frumoasă, am încercat să practicăm un joc plăcut și combinativ. Eu spun că am ajuns și la meciul de azi destule ori în condițiile de finalizare favorabil. Păcat că lipsa de concentrare în fața porții a făcut ca noi să nu înscriem.